Dumitru Dragomir s-a supărat rău de tot pe fanii cu porniri xenofobe. Dinamoviștii l-au înjurat pe arbitrul Ișvan Covaci la meciul cu Astra și președintele LPF vrea măsuri drastice. Expresiile acelea naționaliste sau nu naționaliste, xenofobe și destul de eu știu, lipsite de respect vis-a-vis de o țară prietenă și de un neam prieten, că va aduce sigur la mari suspendări. Dragomir amenință că amenzile pe care le vor primi cluburile vor fi egale cu falimentul. Orice fel de manifestație de acum înainte, similară celei de la Giurgiu, va duce la sancțiuni foarte, foarte drastice, de ordinul anilor, rețineți, nu etapelor, de ordinul anilor cu suspendările. Președintele Ligii e dezamăgit de fanii lui Dinamo, dar nu și de echipa lui Flaviu Stoican. Nu m-a dezamăgit, din contră, mi-a plăcut cum a jucat. Între 5 și 10. Ce-ați vrea, mă, să spun? Că sunt de locul 1. Dragomir abia așteaptă să vadă New Dinamo din sezonul viitor. Politica lui Dinamo e bună. De întinerire. Bă, fraților, un an mai, stai mai către coadă, ce vrei să... Asta este. Nasolii dacă și la anul o duc tot așa.